Fostă jucătoare de fotbal, în prezent arbitră în activitate, Cristina Dorcioman a trecut și la antrenorat. Coordonează o grupă de elevi aflați la vârsta clasei pregătitoare și a clasei întâi. 3 sărituri! 1, 2, 3, alergare! Fugă! Ocolim jalonul! Tare! Fii pregătit, fii pregătit! Luis, fii atent! 1, 2, 3! Și ai plecat în alergare de viteză! Atenție! Ocolim toate 3 jaloanele! 1, 2, 3! Săritură, pune mingea jos, conducere printre jaloane, cu interiorul, cu exteriorul. Hai, hai! Să dăm și noi! Hai! Bine! Hai, Cristina spune că ideea de a antrena o are încă din copilărie, de când practica acest sport, iar pentru Muscel TV ne-a dezvăluit câteva dintre secretele din timpul orei de inițiere la care tocmai am asistat. Ideea o am din copilărie, de când am practicat fotbalul. Am trăit 25 de ani în acest fenomen, am jucat fotbal, cum de altfel am mai spus, am arbitrat, arbitrez, încă sunt arbitru activ și vreau să fac în continuare fotbal. Vreau să învăț, să pot să ajut copiii să facă mișcare. Astăzi am avut o lecție de inițiere, am lucrat individual cu mingea, dribling-uri, menținerea mingii, prinderea mingii. Am încercat să facem niște ștafete, am îmbinat și puțin cu viteza de reacție, ca să zic așa. Și deocamdată suntem la inițiere, învățăm, suntem la abecedar. Cum răspund copiii? Foarte bine, sunt foarte entuziasmați. N-ar mai pleca de aici. Nu, stop! El este la prima ședință. Stop! Cine vrea să-i arăte? Eu! Uite-te la el! Picioarele nu se desprinde pe sol. Așa, bravo! La fluierul meu aruncăm, picioarele nu ne desprindem. La nivelul umerilor depărtat, nu mai mult, ca să putem să ne luăm elan pe deasupra capului. Nu ne aplicăm în față, îi dăm drumul la minge de deasupra capului cu poartă. Ne-am înțeles? Atenție! Atenție! În arbitraj, Cristina Dorcioman a ajuns până la cel mai înalt nivel. A arbitrat în Liga 1 din România, dar și în Liga Campioanelor, la campionatul european și campionatul mondial al fetelor, culminând în 2013 cu finala europeanului de senioare.